de ce să n-ai fi fericit? A, deci trebuia să fiu fericit. Păi nu era nimic de plâns, a defuzat date-ul nostru. Păi nu de plâns, dar, păi nu, eram conform, am plecat de aici acum, am rămas cu tine. Nu m-am simțit 100%, ce 100%, nici 50% bine, vorbind de procent. Nici eu, pentru că așa, ai încercat să denigrezi imaginea, să spui că eu am cerut date de noapte când nu e deloc adevărat. Adică a spus date, în sensul să fie ceva amoros între noi, să se lege ceva între noi. N-am cerut date de noapte niciodată și tu știi foarte bine asta. Și tu știi foarte bine că la date-ul de noapte, primul nostru date de noapte, cum a fost? Doar asta te interesează. Nu încerca să-mi strigi mie imaginea, te rog mult. Eu strig imaginea. Nu mă iei, nu mă lași, dar nu-mi strica nici imaginea. Poate vorbi cu tine, mi-am dat seama că nu poate să vorbească lumea cu tine. Nu poate. Nimeni. Ce? Eu am vrut să dovedesc că tu ai vrut date de noapte? Nu. Am zis că nu. N-am cerut asta. Ok, eu am vrut să zic, să-i răspund doamnei Andreea, ce m-a deranjat. M-a deranjat convorbirea ta. Am specificat momentul ca să-ți readuc aminte cu date-ul ăla. După aia, după ce am venit de la interacție, înainte să vrem interacțiunea, ai vorbit cu ea acolo. Am râs la glumele ei. Dar noi nu era nimic între mine. S-a vorbit acolo că tu vrei, te-a întrebat ea că tu vrei de doi noapte, păi mie ori îmi dai de tot, nu îmi dai de... Și a zis... Dar n-azi noapte, eu n-am pomenit așa ceva, Robert, mă faci să mă duc să le pun la story. Dar nu pot să vorbesc. Nu pot să vorbesc, că nu mă las să termin. Ea ți-a spus, fată, îți imaginezi dacă vă duceți la un date de noapte? Își pune două lacăte, trei lacăte la ușă și tu spune 10, ha, ha, ha. Păi am glumit. A, ce glumă, am glumit. Mega tare. O fi virgin? Nu știu, nu cred, fată, nu. A, așa e cărunt, ha, 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 ha. Tot glume, bune glume, mișto. De ce? De ce glume de astea? Dacă făceam eu glumele astea, cum te simțeai? Zâmbeai? Măi, știi ceva, Robert? Știi ceva, eu măcar Bianca a fost și glumea, am râs cu ea, într-adevăr, noi n-am fost avută nimic până atunci, okay. Așa. În schimb, tu ai vorbit mult mai jignitor la adresa mea și am n-am fost dispusă să trec la peste, da? N-am vorbit jignitor la adresa ta. Ba da, ai vorbit. Și tu știi cel mai bine. Femeia care îți mănâncă creierii acum, care s-a dus la... Nu mănâncă mie nimeni creierii. Ascultă, femeia care s-a dus, te rog frumos, ascultă-mă, s-a dus la altcineva acum, să-i mănânce creierii la altcineva. Știu totul. Eu nu ascult de nimeni. Este foarte fake ce se întâmplă. Eu văd lucrurile cum sunt. Este foarte fake ce se întâmplă și Catinca a avut dreptate. Jur, a avut dreptate, i-a dat dreptate. Chiar, Catinca, du-te și mai pup o dată. Stai, nu asculți? Nu asculți? Ba, gelozia din tine vrea să o pup? Ce gelozia? Păi nu, ascultă-mă! Catinca a avut dreptate, repet, Catinca a avut dreptate. Toți vă lăsați foarte mult influențați de online și ați dat vina pe mine. Și ați dat vina pe mine toți 13. Primele 7 luni ați dat vina pe mine și eu n-am făcut asta. Tu ai dat vina pe mine cu gura ta că eu am făcut cuplu cu tine că așa mi-ai lumea. Uite, lumea zice stau cu tine. De ce nu mai iau după lume? Vorbesc numai de lume și de chestii. Da, tot timpul, de susținător. Dar el face live 24/7, nu știu dacă ați văzut. El cum a plecat de la filmări, cum începe și face live și stă și se... Da! Da! Și stă și câteodată se uită și la episoade. Nu, și la urma urmei, toate fetele, noi toate am spus că nouă nu ne-ar fi convenit. Și asta și... Adică eu chiar când nu eram cu Ionuț, ții minte când au venit băieți, țineți minte cu flori, da. Și m-am bucurat când a venit și la mine că totuși a dansat și cu mine, știi? Cumva. Și dacă nu dansa cu mine, nu neapărat că mă supăram, că atunci nu era nimic între noi, dar dacă ar fi fost ceva între noi, m-aș fi supărat. Că te fi simțit și atunci oricum. Date la o parte, cumva. El a vrut cumva să se răzbune pe ea că ea vrea să-l îmbrățișeze pe Radu, vă zic eu. Nu, ăla are nicio legătură cu asta. Da, la el e Radu da, și subiect. Eu nu înțeleg aici cum poți să zici că el, din cauza asta, când el te-a îmbrățișat pe tine, tu având conflict cu Mihaela. Discuție. Da, la mine cu Mihaela nu era nimic. Ei nu era. La el cu Radu. Păi ce, eu cu Mihaela ce? Că v-ați certat și voi. Păi ne-am certat, dar nu în fiecare zi 10 luni. Nu contează. Păi, nu e așa. Și tu cu Robert te-ai certat, adică... Dar eu nu sunt așa ca să-mi țin în cap chestia asta, să-mi învârtesc. Eu nu vezi că ține minte orice, eu nu știu. Dar dacă vrea trece peste, uite cum a trecut peste cearta cu tine. Ideea e că stau și mă gândesc, dar se consumă. Da, dar în cearta cu mine el a greșit, că el m-a jignit. Păi da, și acum a greșit el, că și el a greșit. Păi, asta zic, că nu eu l-am jignit pe el, el pe mine. Ce să treacă? Eu am trecut, nu el să treacă. Eu am vrut să vedeți că tu ai vrut de ei de noapte? Ce? Eu, știi cum a fost atunci? A fost că Mihaela își dorea ceva amoros, dar Robert voia ceva prietenesc. Și ea tot zicea,
date, că ea vrea să fie așa, că ea nu vrea în parc, că ea vrea ceva romantic, în sens nu neapărat de noapte, dar că voia să fie date, nu interacțiune. Și eu eram deja în conflicte cu el și el mă făcuse pe mine așa și eu îi zic, pă, atunci cred că e virgin, de asta nu vrea, știi? Dar la mișto. Dar și pe tine ce-a făcut femeiul? Păi după. Păi după. Păi după cum? Asta a fost după. Eu am zis chestia și asta. Și multe ce-a zis, adică urât. Păi eu i-am zis chestia asta, el a văzut, că nu mai știu unde s-a mai dat și așa, și după el a venit și a zis că, păi dacă tu crezi că eu sunt virgin, hai la date cu mine, să vezi că ți-arăt. De acolo s-a început, știi? Și acolo a fost cum că tu numai la asta te gândești sau cumva. Adică nu mi-a zis direct că ești așa, dar a dat cu subtile și atunci m-a supărat. Ce zici, femeie? Nu, ușor de dus, pentru tine e ușor de dus la date. Cumva a spus-o invers. Dar la date de noapte nu trebuie neapărat să se întâmple ceva. Știu eu. Și atunci ne-am certat. Dar el a primit pedeapsă. Și de atunci ne-am mai certat așa, când iar se aducea discuția, că el zicea că nu recunoștea, nu știu ce. Dar s-a început cumva de acolo. Dar și Mihail atunci râdea, știi, în sens că dacă el nu vrea, că se teme de mine, că cumva era discuția, era între fete, era ceva gen, ha, că nu vrea cu tine, că el e virgin, știi. O prostie totală. E mai supărăcios. De ce? De ce nu te cred că întrerup cunoașterea? Nu e vorba, acum vorbim serios, nu e vorba că aș întrerupe o cunoaștere, dar e ceva care pe mine mă deranjează și nu vreau să mai faci glume așa. De ce trebuie să te bagi în seamă tu cu alte persoane și de să nu mă bagi în seamă pe mine? Eu pe tine, dar te-am întrebat de trei ori dacă mă iubești și nu mi-ai răspuns nimic. Cum să te iubești dacă tu ceri să fii pe ecran cu alte fete? Asta a fost înainte să zic. Nu. Ba da. Erau ei trei pe ecran? Nu, și tu vorbeai... nu pot să-mi zici lucrul ăsta că a fost înainte. Da, de ce îi spui lui Cosmin acum câteva zile? I-ai spus, spune Lorenei că o iubesc, că o iubesc. De ce trebuie să trimiți tu un mesaj prin cineva? Pentru că el mergea în casă la voi, nu? Păi și ce? Și puteai să-mi spui tu mie. Unde? Și dacă tu vrei să spui asta, după nu mă întreba pe mine. Păi cum să spun eu ție dacă a fost și ziua aia în care mi-am cerut pupici? De la și orice fată. Tu nici măcar n-ai venit să-mi dai pupici. Ai spus de la orice fată. De la orice fată. Cum era să zic de la tine? Veneai dacă ziceam de la tine? Poate da. Poate veneam. Poate? Poate. Și tu vrei să specific eu Lorena? Eu m-am gândit. Adică tu vrei să specific eu Lorena, clar, sau de Lorena, și tu îmi răspunzi acum că poate, poate ai fi venit. Nu, cu siguranță aș fi venit. M-aș fi îndulcit un pic. Și așa supărați? Pentru că eu chiar și când erai acolo și aveam cadrul cu tine, mă gândeam să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Și ai zis, nu, că de ce să mă duc și până acolo, că mă dor și picioarele? Nu, nu este scuza asta, i-aș veni chiar dacă mă dor picioarele. A, vrei să-mi iau după lume, după aia să-mi scoți ochii, iară că m-am luat după lume? Tu făceai ce spune inima, că tu fredonezi vesul de dragoste cu altele pe live. Eu ce fac în casa asta, pentru tine, este asta rău. Faci ce-ți dictează inima. Da, fac ce-mi dictează inima și am făcut mereu, da? Mă bucur. Și nu ți-a convenit. Și ce-ți spune inima? Cum tu să faci ce spune inima? Pentru că mie mi se pare că eu sunt plus aici. Ce spune inima? Să pleci? Să pleci? Da. Da, asta vrei? Faci pentru că consider că nu văd... Nu știu cum să ce cuvânt să folosesc. Ce înseamnă victimizeală, că vrei să pleci? Noi de dar ce înseamnă asta? Noi de când ne-am dus la Daily nu am văzut nimic mai mult din partea ta. De fiecare dată eu am inițiat și pupicul și în gală. Ce înseamnă asta? Orice apropiere. Ce înseamnă asta? Orice apropiere, Robert. Nu, prin apropierea eu am vrut date, eu am cerut date. Asta da. Da, hai, lasă. Da. Am și spus acum 5 minute. Ai sărit de la întrebare, mi-ai schimbat tema. N-am schimbat nimic. Ce înseamnă asta, că vrei să pleci acasă? Victimizeală? Victimizare. Eram sigură. Are două cuvinte. Victimizare, trei. Îngroapă și nu. Radu. Și Cristina. Hai, mă, fetele. Are mincinos sau mincinoasă? Dar acum, e bune. Cu cine s-ar potrivi el aici din casă dacă cu Mihaela? Cu nimeni. Da, cu nimeni. Dar nu Mihaela da, poate Mihaela înțelege. Mai poate. Poate, crede-mă că poate acum se duce la ea, îmbrățișează-i trece. Nu cred. Nu cred că s-a mai întâmplat asta. S-a mai întâmplat. Nu cred că Robert o să facă asta. Păi asta de zic, multe ori s-a întâmplat. Asta zic, el nu o să facă asta, că are orgoliu ăla. Ba, o să facă el. No. Crezi că ți-mi minte că ne jucam un joc și Mihaela l-a pupat pe buze după ce s-au despărțit? Da. L-a luat așa
Și avea ochii legați el, că noi ne jucam și că să ghicească cine. Sau când s-a dus în casă, de era lângă el. Da, și s-a pus la el în braț. Adică ea poate să facă asta. Ea poate să se apropie de el. Nu cred că își mai dorește. Ei, da. Măi, ai zis că nu mai poate, v-ai văzut cum a plâns. Da, mai spus asta. Așa de rapid renunți, Mihaela? La ce să renunți? Mi-ai făcut mie. La ce? La nimic. La casa iubirii. La mine nu, că nu există. Pe mine mă critica pe conexiune, Mihaela. Așa rapid... Ai văzut că am plâns din cauza ta și tu spui că... Oh! Ai plâns din cauza mea. Asta nici nu era motiv de plâns, sincer. Nu era motiv. Nu, nu. Să te super, da. Am făcut-o da? Și 50% ca să te... Ai făcut-o 100%. Intenționat, tu te hrănești cu suferința mea. Asta faci tu. Nu se poate vorbi cu tine. Și pentru ce să rămân? Frate, e culmea să am o discuție cu o persoană care crede cel mai rău despre mine, că nu sunt bun, că nu valorez cât ăla, că se iau sfaturile la celălalt. Și eu stau cu o persoană care plâng pentru ea și spune că nu știu de ce plânge, din ce motive am putea să plângă. Nu e adevărat, mă. Auzi, tu dacă consideri... Dacă simt...